material la Stax cu Mazda RX-7 ușor. Nu ne grăbim, să știi. Nu e nicio grabă. Mazda RX-7 turbo. Turbo rotativă cu miros de benzină cu ulei. Zgomot specific. N-am mers niciodată, trebuia să iau o piatră în gură. RX-7. Îmi place că stau și pe locul șoferului, vorba aia. Prima întrebare, cum te descurci cu volanul pe partea dreaptă? Destul de ok, m-am învățat. Cu ochelarii să dau jos. Da, m-am învățat și cu... Aici trebuia, dar da, e ok, e așa. Da. Așa, te-ai învățat cu volanul pe partea dreaptă, mașina cu tine manuală. Manuală, 5-3 stânga. E ok, momentan îmi place. Într-adevăr, n-am ieșit la drum lung decât o dată la Brașov, n-am depășit decât unde erau două benzi. Da. Ai fost cu mine? N-ai forțat nimic? Am mers încet, dar erau 2 grade. Pe semi-slick nu prea... Nu era combinat. Nu, nu. La borduri un pic mai greu pe partea stângă față, dar... Ok. Ia zi-mi... Mergem așa, așa, drept și încercăm pe sus, da? Pe sus. Varianta pe sus. Și încercăm să trecem de bariere. Poate putem să trecem pe dedesubt. Nu cred. Da. Dar în sfârșit era mișto. Am uitat să zic de ambreaj. Te rog, spune-mi de ambreaj. Ce ambreaj folosești? Un XD Hyper Single. Aproape nou. Dar okay, deja și-a făcut rodajul în București. Ok. La anul va trebui o revizie, probabil. Ambreajul? Îi faci revizie la ambreaj? Da, păi... Păi e cu bucuri. Schimb, dacă e nevoie, să sperăm că... Mamă, dar oricum arată foarte bine, e din ăla... Scuze-mă. Gata. Așa, ia. Ajung. Și acum... Tot ce tichetul, nu ne lasă. Timp ieșire de poți și plătiți din nou. Hai. Unde? Înăuntru. N-are nimic, întoarcem. Noi am încercat. E ca atunci cu înmatricularea Silviei, când m-am dus la secție, știam? Da. La poliție. Știam, întoarce aici și... Urcăm și ne plimbăm prin parcare de... Okay. Atât a fost să fie. N-avem bani de parcare la, după pandemie, acum la Stax. Bugetele sunt reduse, puternic. Și nu putem să plătim parcarea. Poți să iei pe unde vrei. Și pe interzis aici nu vine nimeni, îți garantez, tot timpul merg. Și pe aici, cum vrei tu. De aici, de acolo, pe interzis, ajungem în spate și ocolești urcarea asta. A, aprovizionare, ok. Da, aprovizionare, nu știu ce. Cine vine pe aici, vine încet. Bun. Nu se întâmplă nimic. Acum, deci am mai ajuns în bucuri. Da, am vrea cu bucuri foarte violent, dar ține okay, tot cuplul. Că are și un pic mai mult cuplu acum. Jos. Mergem înainte și facem stânga în scurt. Da, în 3 mișcări sau 4. Că na, trebuia să venim prin față. Și motorul e prins fix de șasiu acum, de cadrul motor. Spuneai că nu mai ai tampone de motor, uite pe exact. Sau mergi mai în față și
afară, hai să zicem că e cât de cât decent. Ne primul pe aici pe sus. Da. Să zicem că e cât de cât decent, dar în oraș e, în oraș e teroare, teribil, da. Plus că te doare piciorul la un moment dat. Ambreaj. Da, acum avem și furtunul ranforsat la ambreaj și pompă de ambreaj nou și cilindru de ambreaj nou, pe cum uite să zic, astea sunt mărunțișuri, dar și astea au fost schimbate toate. Ok. Și furtunele scurte de la frână ranforsate pe lângă kitul de anulare ABS care l-am luat din Anglia. Pe lângă motorul refăcut, pe lângă puntea exact, spate, da, pe și lângă brațe, să zic o ultima rugină. Poveste, ultima pânzanie din service. Te rog. Când am terminat mașina, practic era tot ok, după bușile poliuretanice, mai are scârțitul ăsta la fel, nu știu ce e. Vrea. Da, vrea. Mai era o scurgere de apă care venea din deasupra turbinei, din spatele turbinei de undeva, nu știam ce se întâmplă și evident am desfăcut tot, aproape era să scoate motorul ca să vedem ce se întâmplă și de ce nu e ok. Pentru că erau pe housing-uri, pe ovale de aluminiu, sunt două topuri care practic nu trebuie să fie acolo. Sunt două topuri cu mastic, cu ceva material pus de japonez sau de ce din Anglia, nu se știe. Cineva a umplat acolo, da. Motorul a fost refăcut în Anglia cu totul, când s-a făcut și portarea și se dovedește acum are housing-uri de FC, nu de FD, deci modelul anterior de RX7, care are două găuri pentru galeria de admisie care circulă apă către clapetă, către, nu știu exact, n-am intrat în detalii, okay. Și alea a fost astupate, dar probabil nu bine și curgea apă pe acolo și am zis, bă, n-avem loc nici să lucrăm, știi, că era practic lângă amortizor acolo. Și am zis ok, până la urmă am peticit-o, au curățat, s-au dat seama că sunt ok dopurile, doar că era masticul aplicat prost și am pus alt mastic, altă garnitura veche am pus-o acum, garniturile noi sunt pe drum, asta ca ce mai urmează să facem la mașină, okay. Garnituri noi la admise toate, pompa de apă care e obosită și asta o să vină din Japonia și toate piesele de la timoneria minunată a schimbătorului, okay. Care foarte deci obosit. Încă mai ai de recondiționat la unde? N-ai schimb, încă n-ai ajuns să schimbi toate piesele? Nu. Cât costa mașina asta nouă oare, când era ea nouă? Nu știu. Scuze, am dat a doua prea. 50.000? 45.000? Nu mai știu. 60.000? 30.000 dolari, sunt sub 30.000. Asta era 93 în America, adică nu știu cât înseamnă în banii de azi sau cum. Da, uite, are încă un zgomot la frâne, dar doar când... Cred că mașina asta cred că era vreo 38.000-40.000, așa mi se pare mie. Este cea mai ok ca manevrabilitate din perioada aia, adică se bătea cu mai motorul toate mașinile. Motorul ciudat. Și unibalele pe spate. Am uitat să zic, cele 6 unibale care erau stricate toate. 500 dolari. Un flec. Motorul ăsta și întreținerea lui și modul lui de utilizare, probabil că pe mulți i-a speriat. Da, la este... mașina asta și procedurile, că tu ai o procedură de oprire a motorului, de oprire, nu? Trebuie să dai un picturație și după aia oprești motorul, practic să n-ai multă benzină în camere când îl oprești, când să îl oprești benzină acolo. Da, că vrei să lăneci, practic okay. La următoarea pornire nu mai pleacă, dar da. Nu s-a întâmplat niciodată, n-am probleme cu asta, după ce scade compresia, ai probleme cu asta, practic. Ok. Că dar practic... în rest, în afară de procedura asta de oprire, mai are alte... Stai cu ochii pe ceasul de presiune de ulei și pe fere, atât. Adică ce înseamnă să stai? Că văd că se mișcă ceasul ăla de presiune de ulei, da, în funcție în timp real, ești nebun, adică da. Durație corect, dar am mai văzut și eu ceasul de presiune de ulei și făceau așa ca turometru. Nu, e ok. Înțelegi? Deci ok, bun, ce înseamnă să stai cu ochii pe el? Adică ce trebuie să-i faci? Pur și simplu, să stai... Să nu ajungă la zero sau... Exact, da, când ajungi la zero e oriceva neregulă cu uleiul, ori cu pompa de ulei. Dar okay. Momentan e ok, n-am avut probleme. Motorul are și un regulator de presiune mărit de ulei. Ok. Adică se duce în 6 bare aproape. Are. Scuze. 6 bare aproape. Pe stradă, vezi acum, vezi? Acum îmi pare rău. Da. Ce să facem? Asta e. Încă are tracțiune, blocantul lucrează, nu e stricat. Și face treaba. Și... Da, merge pe alatul, dar nu știu eu. Ok. Ce întâmplări ai avut cu ea în trafic, așa, nu știu, amuzante, să zicem? Te-ai dat cu cineva, ți-a zis cineva, ai avut vreo mașină, te-ai bătut-o? Nu, n-am prea zis. Nu știu, habar n-am, asta zic. 2000 de kilometri n-am prea apucat să... Deci în afară de faptul că te ceartă lumea că faci fum pe stradă și exact, că e lustră ok. Exact, miroase în spate rău.
așa și că faci zgomot. Da, și așa. Foarte mult zgomot, mai ales dimineața, că parchez la subteran, complexul prezidențial. Și dacă vreau să plec la munte sau la vreo etapă de raliu sau ceva dimineața la 6, să zicem, este o problemă pentru mine și pentru toți oamenii de acolo. De asta zic, că e o mașină care merg în weekend și na, la, o să merg, sper, și la diverse show-uri sau unde mai... Da, unde mai sunt întâlniri, mașină de weekend, toate, mașină de weekend, exact. De pasionat. Da, soția încă nu s-a urcat în ea. Cum așa? Deloc. Deloc? Deloc. E împotrivă? Mi se pare foarte gălăgeasă și e un pic de deranjată de mașină, da, adică este... Banii familiei, cheltuie acolo. Banii familiei, da, avem și fetița acum. Ce mai mănâncă copilul? Bași bani în fierătania aia inutilă. Exact. Eu îi spun că crește valoare și e ca și cum ține banii la bancă. Este o mașină de colecție, da. Dacă nu o lovești, tot ok. Dacă nu... Da, asta este una, accidentele se mai întâlnește nimeni. Dar da, eu cred că mașinii crește valoarea. Eu îți mulțumesc că ai pornit mașina și am încercat să ieșim și pe stradă și că am făcut și gălăgie pe aici pe la mall, chiar dacă... Da. Nu ne-am dorit să se întâmple asta, ne cerem scuze pe această cale, avem percepții diferite în ceea ce privește zgomotul. Când eu spun că mergem încet și nu facem gălăgie, probabil pentru mulți oameni li se pare mega haos ce am făcut. Dacă vă place, dacă vreți să vedeți mai multe episoade, o să vedeți și POV filmat de el, să vedeți cum arată la bordul RX7-ului cu volan pe partea dreaptă. E un pic înspăimântătoare. Cred, uite, o să adică vedem. Așteptăm și niște curbe să vedem cum... Circuit sau... poate ne mai întâlnim, mai filmăm un material, poate facem o ieșire, poate facem o întâlnire de asta de mașini japoneze mai speciale, un episod ceva mai... Un nou GDN Meet, că parcă a mai fost făcut. Da, am mai făcut, dar aceeași problemă aici cu zgomotul, băieții cu motoarele turate și așa mai departe, care oamenii nu înțeleg, mă consideră pe mine un comunist. Eu n-aș vrea, Doamne ferește, aș vrea să dăm burnout până facem gaură în plafon, dar nu se poate, că asta e înțelegerea cu oamenii și oamenii ne lasă aici doar dacă suntem cu minți și nu ambalăm și nu turăm și uite, da. Și atunci când vorbim de filmare se pot întâmpla tot felul de lucruri și de neînțelegeri și atunci e greu. Dar cine știe? Și cu volanul. Zic cu volanul. Ce? M-ai întrebat schimbarea volanului, da, legal. Încă nu știm dacă va fi interzis sau nu. Partea dreaptă, dacă va fi, voi avea o problemă. Vei avea o problemă. O vinzi? Da. N-o vinzi. Nu. Nici dacă nu, filmăm este, cu 40.000 acum? Este un vis al meu care, să zic că s-a îndeplinit cu greu. Ok. Și, practic, e și munca care a intrat. Okay. Mă rog, n-am făcut, de data asta n-am făcut-o eu de toată, da, față nu, de Bertone, unde am cam de 10 ori mai multe ore. Okay. Mașina aia chiar mi-a părut rău că am dat-o, dar și la asta am lucrat un pic cu mâna mea. Deci nu prea... Fă dreptă să mergem la loc prea parcare. N-aș prea vrea să o vând. N-ai prea vrea, dar repet, dacă vine unul cu bani și cu aia, întotdeauna există noi proiecte, noi mașini. Întotdeauna la există care un single turbo de 6 de căi. Întotdeauna există un alt RX7. Da, întotdeauna există un alt RX7, bineînțeles, n-ai de unde să știi, poate mai mișto, cu o altă poveste, mai exact, interesantă, alte... cu alte monede, cu alte câteodată, mașinuțe. Câteodată și povestea valorează mai mult decât o mașină în sine. Asta, bineînțeles, asta este 100%. Chestia care a ajuns să o înțelegi de-abia după 4-5-a mașină. Probabil, da, da, 100%, da. Îți mulțumesc încă o dată, mulțumesc celor de la Veranda.